Bilanț nefericit pe șoselele județului Miercuri, 14 septembrie. Trei pietoni au murit în accidente rutiere. Prima tragedie s-a produs Miercuri dimineață, în jurul orei 8 și 20 de minute, pe strada Alexandru cel Bun, în municipiul Suceava. Un bătrân în vârstă de 86 de ani din gura humorului a fost lovit violent de un autoturism matiz, condus de un șofer în vârstă de 21 de ani, domiciliat în Liteni. Impactul s-a produs lângă centrul militar județean, în apropierea unei treceri pentru pietoni. Din păcate, bătrânul s-a angajat în traversare pe lângă locul marcat, pe după o mașină, fără a se asigura, ieșindu-i practic în față șoferului de 21 de ani. Cu un grav traumatism la cap, bătrânul de 86 de ani a ajuns la spitalul județean în comă de gradul 3, ulterior decedând. În jurul orei 11, un accident asemănător și cu un deznodământ la fel de nefericit s-a petrecut pe DN2E, în Vicovu de Sus. Conform poliției, un bătrân de 83 de ani localnic s-a angajat în traversarea drumului prin spatele unui autoturism parcat, fără a se asigura, ieșind în fața unui autoturist condus de un bărbat în vârstă de 44 de ani și el din Vicov. Bătrânul de 83 de ani a ajuns în stare foarte gravă la spitalul județean cu un traumatism cranian, fractură de gambă și fractură de bazin. Din păcate, ulterior, acesta a murit în spital. Al treilea accident mortal s-a produs în jurul orei 20 și 30 de minute pe DN2, în comuna Vadu Moldovei. Conform anchetei poliției, o femeie de 75 de ani se deplasa pe marginea părții Carosabile, fiind acroșată de o mașină condusă de un șofer în vârstă de 43 de ani din Brașov. Șocul impactului a fost fatal bătrânei de 75 de ani. Tot miercuri și o tânără de 26 de ani a fost accidentată grav de o mașină în timp ce traversa strada în zona bisericii Sfântul Andrei din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. În acest caz, precizează poliția, victima s-a angajat în traversare regulamentară pe trecerea pentru pietoni.